Și cea de-a treia carte este Drumul către noi. Cartea Drumul către noi este o carte mult mai lejer de citit și mult mai ușor de pătruns ca și înțelegere. Asta pentru că față de teza de doctorat, care este o teză de doctorat în istorie și care cuprinde foarte multe date istorice, Drumul către noi vine puțin să vorbească despre tot ce înseamnă spirit și suflet dintr-o perspectivă mult mai ușor de digerat. Atunci când vorbim despre spirit, momentul în care spui spirit sau momentul în care folosești cuvântul spiritism, oamenii sunt imediat tentați să se gândească la ceva, fie cu o conotație ezoterică, fie cu o conotație negativă. Asta pentru că acest fenomen legat de spiritism, de ceea ce înțelegem prin spiritism, a apărut ca și curent cultural și social în secolul al XIX-lea și, de exemplu, în Marea Britanie avem novelele lui Charles Dickens, care vorbește despre ghosts, despre stafii. Aceste stafii sunt folosite doar într-un context pur literar și ni se spune că mai există ceva dincolo. Și practic în secolul al XIX-lea fenomenul acesta spiritist începe cu experimentele pe care surorile Fox le fac în Hyattsville, începând cu 1848, și ele susțin că se întâmplă niște comunicări spiritiste în podul casei lor. De acolo și până la căpătarea unei conotații de entertainment este un pas foarte mic. Spiritismul ajunge să fie utilizat ca un mijloc de distracție în secolul al XIX-lea. Oamenii, de exemplu, așa cum astăzi se duc la teatru sau la cinema, în secolul al XIX-lea ei se duc la o ședință spiritistă, spiritiștii au turnee, își angajează oameni care să îi coafeze într-un anume mod, își angajează oameni care să le scrie cântece introductive și chiar plătesc reclame în ziarele vremii astfel încât să poată să se marketizeze. Și bineînțeles că această strategie are succes pentru că, iată, știm din surse istorice că atât Napoleon al III-lea, cât și soția lui, dar și alte personalități ale vremii consultă spiritiști pe care îi angajează, practic, să vină la ei și să le ofere o ședință. Acum, în fapt, fenomenul spiritist nu este doar despre a comunica cu lumea de dincolo și a vorbi cu morții. Spiritismul vine și spune, mai există ceva dincolo de ceea ce vedeți și acest ceva vă determină viața. De asta ar trebui să vă intereseze această dimensiune. Pentru că poate că fenomenul spiritist este de interes, nu știu, pentru oameni care sunt pasionați. Dar de ce ar fi fenomenul spiritist de interes pentru un om obișnuit care, să spunem, nu are o anumită cunoaștere sau cultură? Este de interes pentru că fenomenul spiritist, respectiv fenomenul spiritualist, pentru că există o diferență între ele, ne spune că noi, ca și entități umane, conținem această formă de conștiință eternă, această scânteie divină, care parcurge fiecare viață în parte, fiecare întrupare, cu scopul dobândirii iubirii necondiționate, desăvârșirii și înțelegerii a tot ceea ce suntem noi. De ce am eu nevoie de această înțelegere? Pentru că multe persoane pot să zică, pe mine nu mă interesează să înțeleg cine sunt, eu vreau să stau în necunoaștere și în ignoranță și asta e alegerea mea. Așa este, sigur că da. Chiar poți să faci acest lucru, chiar poate să nu te intereseze nici ce ești, nici de unde vii, nici unde te duci, nici de ce ești în viața ta, însă atunci totul devine foarte complicat, pentru că tu nu poți în niciun moment al vieții tale să refuzi ceea ce simți sau ceea ce ți se întâmplă. Tu nu poți, de exemplu, în niciun moment al vieții tale să controlezi sau să anticipezi un accident, un divorț, o criză, o nedreptate. Și pe parcursul vieții vedem că, de exemplu, ni se întâmplă foarte multe nedreptăți. Sau se întâmplă foarte multe lucruri pentru care noi depunem o cantitate uriașă de efort și apoi vedem că rezultatele sunt total diferite de ceea ce ne-am imaginat. Și nu doar că sunt total diferite, dar ne trezim că trăim de foarte multe ori lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce noi ne-am dorit pentru noi. Și atunci, întrebarea este ce anume pot eu să fac ca să ajung acolo unde îmi doresc. Păi trebuie să mă întorc întotdeauna la ceea ce sunt. Și eu sunt, în acest moment, în această existență, rezultatul, în primul rând, a tuturor lucrurilor din trecutul meu, din ceea ce am trăit în copilărie, din ceea ce am trăit până în acest punct.
Și fenomenul spiritualist vine și ne spune că tot ceea ce eu conțin în acest moment mie îmi determină existența. Această carte nu este despre fizica cuantică, probabil că cea de următoarea carte, nu știu, cred că a patra carte ar fi, va fi despre fizica cuantică și spiritualitate, pentru că acolo există niște studii foarte interesante. Îl avem pe Amit Goswami, de exemplu, care scrie o carte foarte interesantă, God is not dead, Dumnezeu nu este mort. Asta poate fi o analogie la ceea ce Nietzsche ne spune, că Dumnezeu a murit. Și Amit Goswami explică foarte frumos ceea ce psihologii experimentaliști de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, despre care am vorbit în cartea mea, reușesc să cerceteze în laboratoarele lor de psihologie experimentală. Și ce ne spune? Ne spune că această formă de conștiință pe care noi o conținem este o formă non-localizată de conștiință, adică ea poate să fie în mai multe locuri în același timp. Fenomen care este asemănător, de exemplu, dacă am elibera un electron sau un proton în acest moment, în această cameră. Bineînțeles că există, la nivelul posibilității, această particulă elementară ar fi peste tot, în același timp și în același moment, cu toate acestea fiind în locuri diferite. Și, desigur, dacă mergem mai departe, fizica cuantică ia și secționează o asemenea particulă, plasează jumătate din ea într-un laborator, cealaltă jumătate în alt laborator și toți stimulii care sunt aplicați unei jumătăți ajung să influențeze exact și cealaltă jumătate. Și atunci, practic, putem, dacă vrem să facem o frumoasă metaforă a existenței noastre între înjumătățirea acestei particule și înjumătățirea noastră dintre ceea ce suntem ca și fizic și ceea ce reprezentăm ca și spirit. Tot ceea ce se întâmplă la nivel spiritual influențează și corpul fizic și, bineînțeles, că tot ceea ce se întâmplă la nivelul corpului fizic influențează și tot ceea ce se întâmplă la nivel spiritual. Și fizica cuantică ne mai spune un lucru foarte important și ne aduce în vedere această noțiune de consciousness. Ce înseamnă consciousness? Înseamnă ceea ce Edward Gruber, ceea ce Wundt, ceea ce Constantin Rădulescu-Motru, ceea ce Binet încearcă să cerceteze atunci când apare acest fenomen spiritist la modă în Franța, în Germania, la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. Și ei încearcă să vadă ce anume se află dincolo de creier. Pentru că această conștiință nu poate fi explicată de creier. Și toate aceste cercetări pe care ei le fac în laboratoarele lor sunt cu niște instrumente pe care William Crookes, de exemplu, care este fizician, le pune la îndemână. El va fundamenta în Marea Britanie, dacă nu mă înșel, în 1882, Society for Psychical Research, Societatea pentru Cercetări Psihice, și el practic inventează niște instrumente care, cu ajutorul unor parametri, măsoară nivelul de activitate psihică care se produce sub influența anumitor stimuli. Și atunci fizica cuantică ne spune ceea ce ajung să ne spună toate scrierile orientale, de exemplu. Principiile care sunt enunțate de vechii indieni sau de vechii șamani sau de chinezi ajung să fie acum demonstrate de către fizica cuantică. Și atunci putem să spunem, ok, dar de ce eu în momentul acesta, dacă scriu o carte despre spiritism în 2019, că atunci a fost scrisă, oamenii pot să intre pe pagina mea de Facebook și să-mi spună, dar asta este o nebunie, eu nu cred în spiritism, spiritismul contrazice doctrina ortodoxă, dar ce înseamnă asta? Și reacția acestor oameni nu este una nepotrivită. Ei sunt în perfectă legitimitate să facă asta. De ce? Pentru că suntem, de-a lungul ultimelor secole, supuși unor condiționări materialiste. Să ne gândim că abia în 1833 a fost inventat cuvântul de scientist, care înseamnă om de știință. Până în 1833, acești oameni de știință, care acum ne spun exact tot ceea ce trebuie să gândim și tot ceea ce trebuie să înțelegem despre noi și spunem, dacă venim cu o ipoteză, spunem, dar nu este demonstrată științific. Până în 1833 ei se numesc natural philosophers, adică asta înseamnă filozofi naturaliști sau filozof natural, da? Deci până în 1833 lumea, iată, trăiește liniștită, există viață pe pământ, oamenii tot inventează lucruri și din 1833 zic, ups, dacă nu este validat de știință, nu există. Și atunci psihologii experimentaliști spun, ok, dacă asta trebuie să facem, o să facem cumva
tot ceea ce spunem noi să fie demonstrat din punct de vedere științific. Și persoanele care ajung să se folosească de ceea ce spiritismul pune la îndoială, adică scrierea automatică cu ajutorul mediumilor, sunt persoanele care fondează psihologia ca știință. Și este foarte interesant, pentru că pentru această teză de doctorat pe care am scris-o, am găsit referințe despre ceea ce fac psihologii experimentaliști în laboratoarele lor într-o singură publicație existentă. Și această, bineînțeles, tot ceea ce am scris în cartea aceasta, am lucrat numai cu surse primare, adică cu documente, așa cum au fost ele din secolul al XIX-lea, despre care nu s-a făcut o cercetare ulterioară, ceea ce numim în literatura de specialitate secondary resources, adică o cercetare despre o cercetare. Și asta pentru că din cadrul psihologiei ca știință s-a șters această influență legată de spiritism. Și de ce s-a șters? E foarte simplu. Dacă acum am vrea să ne luăm un brevet de funcționare sau am vrea să ne luăm o autorizație, în niciun caz nu ne-am duce să povestim altor persoane despre dificultățile pe care le avem și am fi mai degrabă preocupați să obținem ceea ce ne interesează pe noi. Cam așa erau și psihologii de la sfârșitul secolului al XIX-lea, la începutul secolului al XX-lea, care s-au trezit cu o mare, mare găleată de ezoterism în treaba lor. Și au spus așa, wow, ezoterismul ăsta, adică faptul că noi, da, am chemat mediumul în laboratoare și am văzut că ei intră într-o transă și că scriu niște lucruri și iată ceea ce la vremea respectivă nu era definit, dar această conștiință dicta, toate aceste lucruri s-ar putea ca publicul să le vadă ca pe ceva care nu are legătură cu știința. Ori pe noi ne interesează în acest moment să ne întemeiem exact această idee că suntem niște oameni de știință serioși. Și dacă cercetăm și presa vremii, e foarte interesant, pentru că la un moment dat Vunt va avea o revistă de studii psihice, dar pe care o transformă la ceva timp în studii psihologice, după care iarăși o redenumește studii spiritualiste. Și asta e foarte interesant, pentru că el practic suportă presiunea vremii legată de activitatea lui. El este părintele psihologiei experimentale și vede prima dată o etapă în care oamenii sunt interesați de psihologie, pentru că ea reprezintă o ramură a ezoterismului. Adică oamenii pur și simplu trimit bani laboratoarelor de psihologie experimentală ca acestea să facă experimente cu medium. În momentul în care acestor oameni se spune că nu se fac experimente cu medium, că de fapt psihologia este o știință, acești oameni se opresc să mai trimită bani, pentru că ei spun că nu au încredere în ceea ce psihologia susține că ar fi o știință. Și atunci Vunt, bineînțeles că jonglează pe acest teritoriu, el o să susțină fenomenul spiritist, după care o să-și ia înapoi toate cuvintele și o să spună, știți, eu am stat mai bine, am studiat și nu e ok ce se întâmplă acolo. Bine, eu acum am ajuns la niște concluzii cu ajutorul mediumilor și m-am folosit de ceea ce mă oferă fenomenul spiritist, dar parcă totul n-ar fi o idee bună, dar a fost foarte bine ce mi-a arătat, extraordinar. Și această parte uitată din psihologie și din faptul că psihologia nu ar exista, deci noi nu am putea să folosim acest cuvânt, nu s-ar fi întâmplat nimic dacă acești psihologi experimentaliști nu ar fi făcut experimente, de exemplu cum face Jean-Martin Charcot, experimente cu medium și cu persoane aflate în stări mentale patologice și în stări mentale schizofrenice. Și aceste cercetări ne spun că dincolo de ceea ce se întâmplă cu ei la nivel psihic, există ceva care se întâmplă la nivelul spiritului lor. Și practic de aici avem foarte multe informații legate de modul în care această știință ajunge să influențeze ceea ce noi, la rândul nostru astăzi, definim drept psihologie. Bun, fast forward. Mergem repede înainte, în 2020, avem pe de-o parte poziția științei oficiale care spune, știți, multe lucruri nu sunt demonstrate din punct de vedere științific. Acum, depinde foarte mult ce înțelegi prin demonstrat din punct de vedere științific, pentru că sunt ceea ce, de exemplu, descoperă Alfred Binet, că există dincolo de conștiință, subconștient, subconștientul, este demonstrat din punct de vedere științific. Însă, teama comunității științifice de a lua în seamă aceste fenomene se referă la faptul că ar putea să fie cumva considerați că se întorc către ezoterism.
Și de ce este atât de rău ezoterismul? De ce este atât de rău ceea ce e legat de ocultism? Pentru că așa cum ne spune și cuvântul ocult, ocultism înseamnă ceva ascuns. Și atunci când vorbim despre ceva ascuns, vorbim despre lucruri care, iată, nu pot fi controlate. Dar unde poți ascunzi cel mai bine un lucru? La vedere. Acolo unde îl poate vedea toată lumea. Și unde este ascuns acest lucru? În fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi are în această existență o întâlnire incredibilă cu propriul spirit, pe care nu are cum să o parcurgă altfel decât prin foarte multe încercări, foarte multă suferință, lovindu-se la nesfârșit, de exemplu, de orgoliu. Iată, orgoliul este unul dintre cele mai mari probleme pe care le avem atunci când vrem să ne accesăm spiritul. Pentru că eu, de exemplu, nu pot astăzi să spun, eu vreau să văd cine sunt, dacă eu deja cred că știu cine sunt. Eu nu pot astăzi să spun, pe mine mă interesează să-mi fac o nouă viață, eu vreau să văd ce anume pot să fac ca să fiu mai bine, să fiu mulțumit de mine, dar eu spun, eu nu vreau să încerc aceste lucruri, pentru că eu sunt o persoană foarte importantă. Eu sunt o persoană foarte prețioasă, eu știu exact cine sunt și eu nu vreau să sufăr. Și atunci, dacă ne uităm în urmă, de exemplu, atât la scrierile budiste, cât și chiar la scrierile din Arabia Saudită, ce vedem? Vedem că înțelepții ne spun că spiritul este o formă de energie liberă, o formă de energie autentică, care călătorește în fiecare întrupare cu scopul desăvârșirii sale. Și culmea, paradoxul este că deja noi, când venim în aceste trupuri, ca și spirite, noi suntem desăvârșiți. Dar venim să ne ocupăm de toate acele aspecte care încă nu au fost trecute prin filtrul spiritului nostru. Și de aceea ne întrupăm într-o anumită familie în care avem foarte multe lucruri cu care, de exemplu, nu suntem de acord. De foarte multe ori avem părinți abuzivi sau un partener abuziv sau relații toxice sau pur și simplu ne simțim blocați în propria viață și identificăm aceste blocaje, bineînțeles, ca fiind ceva negativ. Când, de fapt, tot ceea ce se întâmplă, fiecare eveniment, chiar cel mai neînsemnat lucru, este menit să ne aducă pe drumul către noi. Și emisiunea Drumul către noi, pe care o puteți urmări sau probabil o urmăriți deja pe Canal 33 România în fiecare vineri de la ora 20, este fix despre toate aceste lucruri care se întâmplă în viața noastră și care sunt de foarte multe ori extrem de simple, dar care ele duc într-un mod deloc abstract la lucrurile complicate pe care cercetătorii și oamenii de știință încearcă să le demonstreze. Și care sunt aceste lucruri? Faptul că tu în fiecare moment, prin ceea ce emiți la nivel vibrațional și mental, îți creezi propria realitate. Și această realitate nu este ceva pe care mintea mea îl construiește pentru că, iată cum s-a spus despre Bogdan Petrecei cu HD-ul, el săracul a suferit mult de tot după fiica lui și plângea foarte tare după ea și s-a gândit să-și inventeze o fată care vorbește cu el ca să nu mai plângă. În fapt, Bogdan Petrecei cu HD-ul, care este unul dintre cei mai mari savanți pe care România îi are, din punctul meu de vedere, cel mai mare savant, și care are o contribuție istorică și filologică excepțională, el descoperă această dimensiune spiritistă ca pe o continuare a activității sale de cercetare a ceea ce există în viața noastră. Și toți mediumii pe care el îi cheamă, printre care este, de exemplu, și pictorul Nicolae Grigorescu. La ședințele de spiritism participă și Ionuca Caragiale și Mihai Eminescu. Bineînțeles, Caragiale nu poate să spună că este fan spiritismul presa vremii. O să povestească că a vizitat Castelului HD, că e foarte interesant și atât. Dar avem consemnările participanților la ședințele spiritiste la care acesta participa și de acolo știm că participa. Și toate aceste lucruri care se întâmplă cu Bogdan Petrecei cu HD-ul și toate dovezile pe care ni le lasă și așa mai departe, ele vin să ne spună un singur lucru. Ceea ce se întâmplă dincolo de această viață este cu siguranță mult mai măreț decât această viață, dar tot ce este măreț dincolo de această viață are legătură cu ceea ce facem acum. Și acest echilibru între a rămâne prezent aici în această dimensiune, a rămâne prezent aici în viața ta exact așa cum este ea și a rămâne conștient că în același timp lucrurile nu se încheie aici, reprezintă de fapt cheia unei vieți fericite. Pentru că o viață fericită nu este despre a nu mai avea probleme. O viață fericită este despre a învăța cum anume aceste probleme
te ajută pe tine să nu mai suferi data viitoare când vei întâmpina exact aceeași problemă. Și felul în care noi învățăm să ne manageriem acest spirit și să ne purtăm cu el este fundamental în ceea ce eu ajung să trăiesc zi de zi în viața mea. Pentru că, de exemplu, dacă eu în acest moment sunt pe o frecvență vibrațională de disperare, simt că nu sunt mulțumit de mine, că relațiile mele nu mă împlinesc, nu mă ajută, dar eu mă uit la, mă uit pe Facebook la o poză cu o familie fericită și spun, eu îmi doresc să fiu așa, dar eu nu vibrațional nu sunt acolo, în fapt eu nu-mi doresc să fiu așa. Eu pot să-mi doresc să fiu doar ceea ce eu trăiesc vibrațional în acest moment. Eu nu am cum să-mi doresc acum să fiu fericit dacă eu nu sunt deja fericit. Și pot să fiu deja fericit atunci când îmi conștientizez și mi-accept acest spirit exact așa cum este el. Această sinceritate față de noi e foarte importantă. Pentru că dacă eu, în etapa asta în care sunt din viața mea, eu sunt nemulțumit de mine și vreau să-mi creez o anumită imagine despre mine și spun, da, poate eu mi-aș dori să fiu acum într-o relație, dar nu sunt. Ei, oricum, eu sunt mulțumit așa cum sunt. Nu, dacă sunt mulțumit așa cum sunt, eu nu am cum să mai îmi doresc să mai fiu în vreo relație, nici nu mai aduc această temă în discuție. Dar cel mai corect este să spun, ok, eu nu sunt acum într-o relație, ok, o să văd dacă această relație va veni. Și abordarea corectă e următoarea. Nici nu pot să stau să-mi petrec viața așteptând ceva care poate nu va veni niciodată, pentru că acel ceva nu trebuie, pentru că nu are loc în viața mea, pentru că spiritul meu nu are nevoie de el. Dar în același timp nici nu pot să mă închid emoțional și să spun, eu n-am nevoie de nimeni și dacă o să vină cineva, treaba lui, să vină pe unde a venit. Asta ce înseamnă? Înseamnă că eu, practic, îi refuz spiritului meu întâlnirea cu alte spirite. Și foarte multe persoane care ajung în a doua parte a vieții, mama, acum de la 50 ești în a doua parte a vieții, spun, gata, sau societatea le spune, tu ești o persoană în vârstă. Tu de acum înainte, rolul tău trebuie să fie, nu știu, poate să crești niște nepoți, dacă n-ai nepoți, nașpa, ce să spunem, ești în afară, și poate, nu știu, să vezi acolo de treaba ta, când de fapt spiritul nu îmbătrânește. Și de fapt, sunt persoane în vârstă care sunt mult mai tinere decât persoane care sunt foarte tinere. Sunt adolescenți, iată, și tineri care sunt lipsiți de această conexiune cu spiritul lor și sunt niște bătrâni care stau tot timpul în casă la calculator. Și bătrâni, adică persoane în vârstă, dar care sunt foarte tinere și care au foarte mult de experimentat. Și e foarte important aceste persoane să-și dea această șansă să experimenteze în continuare, pentru că întreaga noastră viață este doar călătoria spiritului. Și nu putem să spunem despre o persoană că a terminat de învățat. Aici, adevărata moarte, deci poți să fii mort fiind viu, în momentul în care tu crezi că nu mai ai nimic de învățat. Pentru că atunci, tu la nivel energetic, nu mai interacționezi cu ceea ce ți se întâmplă. Tu nu mai ești deschis. Și a interacționa cu ceea ce ți se întâmplă este cea mai mare lecție de spiritualitate. Nu trebuie să avem, nu știu, niște aparate, cum aveau psihologii experimentali din secolul XIX, ca să măsurăm diferitele niveluri de conștiință, ca să putem să înțelegem ce anume suntem sau cine anume suntem. Putem pur și simplu să vedem ce se întâmplă în viața noastră și ce anume facem cu noi și astfel să ne dăm seama de ce anume ne lipsește și ce anume avem nevoie. Și drumul către noi este despre această călătorie a spiritului nostru neîncetată, care călătorie de-a lungul timpului și de-a lungul veacurilor, fiecare religie încearcă să o traducă într-un anume fel. Religia ortodoxă ne spune că, de fapt, toate religiile ne spun, nu este bine să faci rău, nu este bine să păcălești, trebuie să nu ucizi. Sunt niște reguli simple pe care le găsim peste tot. Faptul că oamenii aleg să ia aceste reguli și să considere că sunt singurele reguli aplicabile, asta este deja ceva ce nu ține de divinitate, ci ține de voința oamenilor. Dacă acum eu aș veni și aș spune, această carte conține un adevăr absolut, e adevărat tot ce eu vă zic aici, voi trebuie să urmați această carte, se prea poate ca să găsiți în alte cărți informații mult mai prețioase decât ce am scris eu aici, evident. Dar să spuneți, nu, noi avem cartea asta, da? Deci noi trebuie să ne ținem de cartea asta. Și atunci, bineînțeles, că asta reprezintă cea mai mare limitare posibilă și cea mai mare condamnare să crezi că tu, până în acest moment, ai descoperit toate adevărurile care se aplică în viața ta. Nu. E posibil să fi descoperit niște adevăruri, e extraordinar, dar
dacă ești încă în viață, nu ai terminat de învățat, nu ai terminat de experimentat. Și această călătorie pe care noi o facem în viața noastră, dacă nu ține cont de spirit, ajunge să fie una extrem de dureroasă. Pentru că eu ajung, pe de-o parte, să am un conflict interior cu ceea ce eu simt că sunt. Și pe de altă parte, ajung să am un conflict cu ceea ce societatea îmi spune. Societatea îmi spune, de exemplu, tu ești o femeie. Și apropo de femei, spiritismul are marele merit în secolul al XIX-lea de a le scoate din casă. Femeile, până, cel puțin în Statele Unite, până în 1848, când ele au meseria de medium, ele nu au nicio meserie. Este imposibil pentru femeia, de foarte multe ori ele nu merg nici la biserică. Deși bărbaților se duc. Și cumva li se permite femeilor să iasă din casă pentru că se consideră că ele au niște capacități care în mod normal ar fi problematice, cum ar fi intuiția și sensibilitatea, dar acum, în această perioadă în care vorbim despre spiritism și despre a vorbi cu morții, această senzitivitate a lor este de folos. Și identitatea noastră și societatea noastră este fundamentată pe acest sistem dual cartezian. Adică, tu poți să fii doar bun sau rău, tânăr, bătrân, frumos, urât, gras, slab. Însă, tot ceea ce ține de spirit vine și ne spune, tu nu ai cum, tu poți să fii în toate felurile, tu nu trebuie să fii într-un singur fel. Tu poți să fii și o persoană extrem de blândă, dar în același timp să fii și o persoană cu niște granițe emoționale. Tu poți să fii un om care să aibă anumite așteptări de la ceilalți, dar în același timp tu poți și să-ți îndeplinești propriile așteptări de la tine. Și acest echilibru pe care noi îl căutăm în fiecare moment nu trebuie să ne facă să simțim că am eșuat în vreun moment. Tu nu ai cum în viața ta să greșești vreodată. Și nu ai cum să greșești, de ce? Pentru că fiecare greșeală este o redirecționare divină. Fiecare lucru pe care îl faci cum nu trebuie, sau cum îți spune mintea ta că nu trebuie, de fapt este, îți arată cum ar trebui să fie. Și această, iată o altă carte incredibilă, Scarla Demetrescu din Tainele Vieții și ale Universului, probabil ați auzit de ea și am tot recomandat-o, el ne spune că tot ceea ce se întâmplă pe pământ și tot ceea ce noi identificăm drept opoziție, reprezintă exact planul divin de care noi avem nevoie pentru a ne desăvârși. Și tot ceea ce noi întâmpinăm ca opoziție, nu știu, dacă ne gândim, societate coruptă, evenimente negative, toate aceste lucruri nu sunt altceva decât ajutorul pe care noi îl primim ca să fim bine și ca să ne cunoaștem acest spirit. Și în momentul în care eu mă conștientizez pe mine ca spirit, eu practic sunt întreg. Eu nu mai sunt fără mine. Pentru că dacă eu consider că sunt în acest moment doar Ileana, Maria, Alexandrina, care are o anumită vârstă, care are un anumit statut social, care are anumite lucruri de îndeplinit, eu se prea poate să-mi țin spiritul în loc de la toate acele lucruri pe care el le mai are de îndeplinit, dar pe care mintea mea nu știe cum anume ar putea să fie îndeplinite. Și de multe ori spun, este imposibil să se întâmple lucrul respectiv. Cine decide asta? Mintea mea. Și noțiunea de miracol sau noțiunea de miraculos sau noțiunea de paranormal nu este altceva decât o îndepărtare a unei limitări mentale pe care eu o pun și o acceptare a ceea ce eu sunt ca ființă multidimensională, nelimitată și care poate în fiecare moment să acceseze din ea atât cât are nevoie și să manifeste exact atât cât are nevoie. Și de foarte multe ori mi se pare că lucrurile nu merg bine, că nu facem suficient. Sau iată, de foarte multe ori primesc multe mesaje și îmi spun, știi, vreau să-mi deschid nu știu ce chakra, vreau să fac nu știu ce inițiere, vreau să fac anumite lucruri. Aceste lucruri nu sunt despre spiritualitate, pentru că spiritualitatea este despre a da la o parte tot ce nu ești și despre a rămâne cu ceea ce tu ai deja. Și tu, ceea ce ai deja, acest spirit, are în el absolut tot ceea ce tu ai putea să-ți dorești vreodată. Pentru că chiar tu, ca și spirit, ți-ai ales ce vrei să manifesti, ce este în interiorul tău și ai cu tine toată evoluția ta. Deci eu nu am cum în acest moment să spun că îmi lipsește ceva în condițiile în care eu, de când m-am întrupat, am știut exact ce voi manifesta în această viață, ce iau cu mine. Și de aici vine discuția despre destin și multe persoane spun, păi dacă eu ca spirit am ales ce să fac în viața asta, vii tu la emisiunea Drumul către noi și îmi spui că eu pot să-mi schimb destinul și că pot să fac lucruri ca să nu mai fie ceea ce e scris. Dacă eu am ales ceea ce e scris, sigur, eu am ales ceea ce e scris, dar eu am ales și felul în care pot schimba ceea ce eu am scris pentru mine. Și asta de ce? Pentru că
atunci când eu nu mai sunt întrupat și sunt doar spirit, nu există început și sfârșit. Există doar prezent continuu. Imaginați-vă acum că despre orice vorbim și de câte ori vorbim, de exemplu, despre divinitate sau despre apariția lui Dumnezeu pe pământ sau despre momentul când Dumnezeu a creat lumea, oamenii spun, vreau și să știu când începe, deci când începe creația. Păi creația nu poate să înceapă, pentru că a fost întotdeauna. Dar asta este ceva ce mintea noastră nu poate să cuprindă. Și dacă, dacă cineva ne spune, a fost întotdeauna, tu spui, dar când a început acest întotdeauna? Vreau să știu momentul ăla când a început. Și tot timpul trăim în această condiționare, început și sfârșit, pe care mintea noastră o are, evident, ca să ne ajute să facem lucruri și să rămânem în dimensiunea fizică. Cum ar fi în acest moment un eveniment, să nu știi la ce oră începe și la ce oră se termină, nu te mai duce la niciun eveniment. Sau viața pe care noi o parcurgem, da, este nevoie să aibă anumite condiționări. De ce? Pentru că eu aici am un timp limitat. Și acest timp limitat este ceea ce eu am decis ca spirit să experimentez. Dacă eu aș ști că am timp nelimitat, aș spune, n-are nimic că am mai trădat pe cineva, că eu am timp nelimitat. Și iată, și biserica, faptul că nu acceptă reîncarnarea ca și concept, reîncarnarea poate să fie o idee foarte periculoasă pentru unii oameni care pot să înțeleagă în felul următor. Eu în viața asta am fost un criminal și o să mă reîntrupez, da? Dacă divinitatea mă iubește atât de mult, eu o să mă întrupez de câte ori vreau ca să-mi scol toate păcatele. Ceea ce este problematic. Și atunci îi spui omului, tu dacă ești un criminal o să arzi într-un cazan în iad, ok? Deci nu fă lucruri aiurea. Și sigur că absolut pe orice parte am luat-o din punct de vedere spiritual sau științific, putem să aducem și argumente pro și argumente contra. Există atât de multe ideologii diferite, există atât de mulți oameni care văd lucruri diferite pentru că ei sunt diferiți. Și noi nu putem decât să ne raportăm în permanență doar la ceea ce simțim și doar la ceea ce se întâmplă în viața noastră ca să putem să înțelegem tot ceea ce este dincolo de viața noastră. Dar, într-adevăr, aceste lucruri pe care psihologii experimentali și le fac în secolul al XIX-lea, toate aceste experimente ale fizicii cuantice, care, iată, de câțiva zeci de ani, e foarte puțin câțiva zeci de ani, vine să demonstreze ipoteze care nu sunt acceptate de comunitatea științifică, dar care s-au întâmplat în laboratoare, deci la un moment dat va trebui să fie probabil acceptate, toate aceste lucruri vin să ne confirme ceea ce noi știm și ceea ce noi simțim deja. Și atunci când eu rămân ancorat în realitatea mea, eu pot să înțeleg tot ceea ce se întâmplă în afara mea. Și cel mai bun exemplu despre ce anume avem nevoie să facem în această viață este tot ceea ce pe mine vine să mă scoată din echilibrul meu. În momentul în care eu ies dintr-o stare de echilibru, eu atunci învăț ce anume am de făcut ca să rămân în echilibru cu mine și ca să rămân fidel mie însumi și mai ales cum anume pot să mă înțeleg bine cu spiritul meu. Nu vreau să mai